Să te îngrijorezi este o obișnuință, este un obicei pe care l-ai dobândit de-a lungul vieții și pe care foarte probabil l-ai observat încă de când erai copil, sub o formă sau alta. Dar acum ești în prezent și acum poți realiza faptul că te îngrijorezi cam des. Această realizare, această conștientizare poate da naștere la un nou mod de a fi. Adică, în momentul în care realizezi că stai așa, din nou fac lucrul acela, din nou proiectez lucruri care nu s-au întâmplat de fapt. În acel moment, inspir o dată profund. Și practic opresc în acel moment obiceiul de a mă îngrijora. Pur și simplu. Mintea pentru o perioadă, la fel cum nu știu dacă auziți, se aude o drujbă afară. Pentru o perioadă poate să încerce iar cu proiecțiile, cu ce o să fie mâine, ce o să se întâmple peste o săptămână, peste un an, la bătrânețe și tot așa, da? Dar din nou. Ori de câte ori sesizezi tiparul acesta, nu este nevoie să te lupți cu el. Nu este nevoie să ieși afară să faci ca drujba să oprească. Nu. Tu îți vezi de treaba ta. Tu îți vezi de simțirea ta de a fi aici, de a fi tu, de a realiza că tot ce ai de fapt este acest moment, iar acest moment este viu. Acest moment este ceea ce contează cu adevărat. Și în felul acesta îți schimbi întreaga structură interioară, te găsești mult mai așezat, iar tendința aceasta de a te îngrijora cu timpul va scădea. Nu există pilule magice de pe o zi pe alta să nu se mai întâmple un lucru. Când de pe o zi pe alta nu se mai întâmplă un lucru, acela este un rezultat final al unei munci conștiente depuse. Astfel că este foarte bine încă o dată să realizezi și poate să auzi lucrul acesta, că depinde de tine și că este nevoie de voința ta divină, este nevoie ca aceasta să fie pusă în acțiune, în mod concret, ori de câte ori conștientizez că iar fac ceea ce făceam înainte, în acel moment se poate produce o alegere. În acel moment pot să fac altfel. Și vei vedea cum aceste schimbări, care din perspectiva minții câteodată pot părea a fi foarte mici, de fapt, exact asemeni pieselor de domino, vor da naștere unui proces interior care, într-un final, va avea ca rezultat o viață diferită. Mereu începi de aici. Mereu începi din locul în care te afli. Și poți realiza lucrul acesta extraordinar, că acolo pe undeva pot să zboare anumite gânduri, pot să fie anumite proiecții, dar știi ce? Aici nu mă simt deranjat de ele. Este doar un element al vieții care se manifestă acolo în interior și pe care îl denumești câteodată grijă, îngrijorare sau minte, pur și simplu, dar că acest element este un singur element din multe, multe alte elemente care se petrec aici, în spațiul conștiinței tale.
și realizezi că orice element ar apărea în interior nu îți aduce în esență ceva și, foarte important, nu îți ia ceva. Tu ești mereu complet. Tu ești mereu bine. Aceasta fiind o stare naturală de a fi. Cam asta legat de griji, legat de proiecțiile pentru viitor. Conștientizează acest tipar și din momentul prezent începe să faci altfel. Din momentul prezent nu mai îngrijorez, mă relaxez și poți să o faci. Fiecare om poate să facă lucrul acesta. Dacă a ajuns materialul acesta la tine, cu siguranță este pentru că aveai nevoie de această confirmare, ca o oglindă pentru a realiza că toată puterea se află în tine, om drag. Mulțumesc pentru că ți-ai alocat acest timp, fie ca el să îți fie mai departe cu folos.